Guvernul va stimula participarea activă a persoanelor cu dizabilități la viața comunității prin creșterea accesibilității la mediul fizic, informațional și comunicațional, a calității serviciilor sociale și printr-o mai bună monitorizare a respectării drepturilor acestora, conform Strategiei Naționale, o societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități pentru perioada 2016-2020 și planului operațional privind implementarea acestei strategii, aprobate în ședința de miercuri 14 septembrie a executivului. Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități va fi posibilă prin accesul la servicii integrate de sprijin de calitate, dezvoltate la nivelul comunităților în care domiciliază, reducerea situațiilor de discriminare multiplă, a ponderii persoanelor cu dizabilități aflate în risc de sărăcie și excluziune socială se va putea realiza prin creșterea competențelor acestora, a valorii adăugate a muncilor, dar și printr-o mobilizare a instituțiilor publice, sectorului privat și neguvernamental în susținerea procesului de implementare a strategiei. Măsurile incluse în strategie și în planul operațional aferent se adresează unui număr de peste 752.000 de persoane cu dizabilități, câte erau înregistrate în iunie 2015, conform datelor statistice oficiale comunicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Dintre acestea, 97,7% sunt în îngrijirea familiilor și sau trăiesc independent, iar 2,3% sunt asistate în instituțiile publice rezidențiale de asistență socială pentru persoanele adulte cu dizabilități. Resursele financiare necesare implementării strategiei provin în principal din fonduri de la bugetul de stat, fonduri de la bugetele locale și fonduri europene.